Azi, 1 decembrie, un zbor de curățenie frumos la albine. De când e soare, când e ieri, ne ascunde din jurarc. Deci vreau să vă arăt ce mi-au făcut pițigoi. Ca să descurc, le-am agățat prin copaci pentru pierderea lor, ca să nu mai vină. Să o prindem polistiren. Azi e 1 decembrie, ora 12. Am făcut la acoperiș că aici au bate foarte tare vânturile. Azi e 1 decembrie, zbor curățire la albine. Pe 5 rani. N-am mai umblat absolut de mult la el, de mult azi. Telefon la mine, am văzut cu alta 14 grade. Foarte ud. Foarte copilat. O să lis nu o să-l lăsa așa. Am mai umblat absolut de multe. Chiar sunt curios cum vor arăta aici albinuțele. Să iau o lanternă să nu sunt pe fundul stupului. Albinele strâns în față, în ghem. Ei, de acolo pornește ghemul. Se vede. Decembrie, nu stiu cu albine, n-am reușit cu ieșirea asta de bună. Albine, acum am fost cu delele astea, ulioasă, uite, 5-4 secunde, să puneam răstapă. Răsta l-am ciubit aici prin ciuri din fiață aici. Am ciubit și pe fundul stocului. Am făcut o gaurică aici și o curs apa. Și acum am adus așa ceva de acasă. Și pun ca să absorbă cât mai mult apă. În multe ori, să văd cum să văd, ca să absorbă umiditatea din înăuntru. Am lăsat tot din cum am zis, când ai surgin, să vedem tot și înapoi surgin, dar de unde? Nu e așa. Unde e? Și are acum această gaurică asta. Zic că faci transpire, eu n-am avut timp până acum. De acum o să stau după ea și o să mă uit. Așa. Îl deasupra de un capac cu un tablă. Doamne asta. Are eu și eu să pună se pentru grauri. După asta care l-am aici, adică roișorul meu, că l-am ciuruit, mi-a dat greu și am pus ideuri din astea prin sicoață, vântul de vântură și poate le-o sperea dacă nu mai încercăm și altceva.
Azi, 1 decembrie, ora aproape 12, un zbor frumos de curățire. Eu ieri din ordine și mare, adică deschis la maxim, că acolo intră și ies aerul. O să ne uităm și noi în colonial, să vedem ce putem găsi. Știi, rame. Era 5 rame full, acum 2 luni când am băgat, l-am împachetat. De albine, acum să vedem cât o mai căzut. Dacă se vede pe jos, rumeguș. Nu, cred că se vede.